Dacă nu-mi răspunzi la telefon, dacă mă lași ca pe o proastă singură și disperată la spital... Dar nu-i prima oară când mergi la spital. Poate să-mi ia și dracu pe mine, nu? Te rog, te rog, te rog, liniștește-te. Te iubesc de nu mai pot. Ești femeia vieții mele, Brândușa. Dar nu pot trăi așa. Lasă-mă să am grijă de copilul nostru. Se pare că e foarte grav. A, am fost la spital și nu e mai grav ca altă dată. Dar dacă vrei să scap de mine, zi și te ajut eu. Mă rog, de data asta jur că mă rog. Să mai zi odată. Cu teatrul ăsta ieftin, gata. Gata. Nu-ți mai bate joc de mine și de copilul nostru. O să mă omor. O să mă omor ca să scap și să nu mă mai doare. Hai, liniștește-te. Spală-te un pic pe față, te rog, și ne vedem la spital. Stai că vin și eu. Mai am o treabă înainte. El mai are o treabă. Întotdeauna el mai are o treabă. E grav, să știi. Am vorbit cu tata, am format o echipă. Putem să ridicăm elicopterul oricând. Doar că avem nevoie de bani. Banii nu sunt o problemă, are taică-s-o. Ioana, banii trebuie să fie în cont, înțelegi? Sau măcar o dovadă că s-au trimis. Oamenii ăia de la Viena nu ne pot primi pe ochi frumoși. Știu. Încerc să dau de el de azi dimineață. Păi și unde e? De ce nu e aici cu ea? Nu știu, Robert. Nu știu. Te rog frumos, fii lângă mine, te rog. Iartă-mă. Are puls. Are puls. O salvare pentru domnișoara Sancaș și are puls.